cu totul atipic pentru instituția academică sucebeană, ședința festivă organizată cu prilejul împlinirii a 60 de ani de învățământ superior la Suceava a debutat cu o scenetă interpretată de actorul Cătălin Mândru de la Teatrul Matei Vișniec. Preacinstiții mei urmași, oamenii mei de taină și oaspeți în cetatea pârcălabului meu, slovele cele scrise în cărți o rămâne veșnic ca și visul de a fi tot mai bun. Sunt mândru că în cetatea mea sunt astăzi instruiți sute și mii de tineri. Fete și băieți, făuritori de avuții, și nu doar pentru neamul nostru românesc, dar și pentru multe alte neamuri. Căci multe popoare și-au pus încrederea în sucevenii mei și și-au trimis odraslele să facă școală bună aici. Toți cei aflați în sală, între care 10 de rectori ai instituțiilor academice din țară, ministrul educației Ligia Deca, foștii miniștri ai educației Mihnea Costoiu, Adrian Curaj, Daniel Breaz și Sorin Câmpeanu, s-au ridicat în picioare când au auzit imnul USV. Fostul ministru al educației, actualmente rector al Universității Ștefan cel Mare, Valentin Popa, a amintit că la Suceava învățământul superior a început pe strada Mihai Viteazul, numărul 12, unde s-a înființat ulterior Colegiul Național Petru Rareș. În 1970, universitatea se mută în propriul sediu, mai exact în corpul istoric din campusul universitar. Pentru contribuția importantă la dezvoltarea USV, fostul rector Adrian Graur a primit medalia jubiliară. Universitatea se sprijină pe trei piloni. Este vorba despre baza materială, este vorba de resursa umană, este vorba de oferta educațională pe care o dă și activitatea de cercetare pe care o desfășoară. Am reușit în toți acești ani să cuantificăm realizările în toate aceste trei direcții. La baza materială, în cei 8 ani în care am ocupat poziția de rector, am avut realizări constând în 15 clădiri care au plecat de la cota zero sau unele din ele au fost modernizate. O altă medalie jubiliară a primit jurnalistul Sorin Avram pentru înființarea primului post de radio în Suceava. Proiectul a pornit din USV. A fost o vreme foarte interesantă, însă astăzi, dacă ar trebui să fac un post de radio, nu aș face, pentru că n-aș avea cu cine lucra. Pentru că exuberanța, cultura generală și dorința de a face ceva, plus curiozitatea, au dispărut, au murit. De pildă, câți, vorbim despre cultură generală, câți știu că Singapore a cunoscut o explozie fantastică datorită faptului că s-a investit 18% din PIB în educație. În timpul evenimentului festiv, rectorul Valentin Popa a anunțat că instituția academică suceveană a câștigat un proiect de 25 de milioane de euro care va contribui la dezvoltarea campusului 2. Tot miercuri a fost și publicată o importantă listă de proiecte pentru învățământul dual, care au fost evaluate și am avut plăcerea, nu surpriza, să vă vedem că proiectul nostru, un proiect, zic eu, extraordinar, de 25 de milioane de euro, a fost cel mai bine votat în regiunea de nord-est a României și al treilea la nivel național. Mai mult decât atât, parcă ca un cadou pentru această zi, aniversar de vineri, dimineața am primit și decizia de finanțare.
Când a luat cuvântul, ministrul educației Ligia Deca a vorbit despre importanța USV ca actor educațional național, nu doar regional. Permiteți-mi să ilustrez câteva dintre lucrurile care fac Universitatea din Suceava absolut specială. Este deja recunoscută ca un lider regional. Dar, aș spune eu, a devenit în ultimul deceniu respectată ca un actor național. Pe lângă faptul că a dat un ministru al educației, este un pol al excelenței în formarea cadrelor didactice pentru preuniversitar. Și mi-aduc aminte prima vizită mea la Universitatea din Suceava, când am cunoscut-o doamna profesoară Otilia Clipa și ceea ce făcea extraordinar pentru formare, dar și pentru echitate în învățământ superior. Aici este o preocupare absolut autentică pentru a sprijini toți studenții în a finaliza un parcurs universitar și în a identifica în școlile românești acei tineri care pot, vor și trebuie sprijiniți să ajungă la universitate. Este de asemenea un model în ceea ce privește internaționalizarea, dar internaționalizarea în învățământ superior aliniată cu prioritățile strategice ale României. Rectorul a exemplificat foarte bine câteva astfel de preocupări, însă numărul record de studenți străini și preocuparea constantă pentru parteneriate internaționale cimentează acest pionierat și în domeniul internaționalizării. Ligia Deca i-a înmânat rectorului Valentin Popa o diplomă aniversară oferită de Ministerul Educației.